nu știu în momentul de față dacă voi candida sau nu, pentru că nu știu când se joacă meciul. Nu știu în câte reprize se joacă meciul. Nu știu cine mai joacă pe teren. Ori orice om politic responsabil ia o decizie după ce face o asemenea analiză. Normal că am discuții în interiorul partidului, dar în orice caz nu mă voi da la o parte din a susține partidul meu și candidații partidului din care fac parte, fie pentru alegeri locale, fie pentru parlamentare, fie pentru ele la un loc. Asta e problema. E posibil să fie candidați care vor opta și pentru Vor consilii trebui să locale și opteze. pentru Parlament. Adică nu au voie să candideze și pentru și pentru. Din punct de vedere legal, au voie. Doar dacă sunt aleși în ambele funcții, au la dispoziție un termen pentru a opta pentru una din cele două. Este destul de, să-i spunem, ciudată situația, mai ales pentru cei care își anunță candidaturi la alegeri locale, în realitate dorind o trambulină pentru alegeri parlamentare. Și ce va înțelege Eu populația? doar atât vă spun, că voi candida ori la una, ori la alta, ori la niciuna și o voi Care face au? Care lucrurile, au? o Și la voi fa Parlament inclusiv candidați, da? Dacă este să vă trimită partidul. Având în vedere apropierea celor două scrutini, Da, domnule, vrem să scrutini spunem dacă. rândămate. Așteptăm să vedem ce strategie. Da, nu, eu sunt soldat disciplinat, nu mă cunoașteți. Eu când am De-aia fost eu este rebel? să fie un sondaj Horia Constantinescu mai este în PSD acum? Da, Nu știu sigur. să vă răspund Oricum, asta. Nu știu să vă răspund. El a zis că este. A zis că este? Sigur. La sfârșit.